ajuns acolo aproape toamna târzie, în transmisia, cum ziceau ei, la Golta, la, mai zicea eu, de niște orașe, niște. Și acolo ne-au băgat la niște, la niște grajduri de ceapel, care au încăput, care nu, au rămas afară. Dar acum, din discuțiile purtate cu tatăl, în noaptea aceea, într-o noapte, era un prig mare, un ger. Și erau niște rudari. Și văzând că nu mai au posibilitate de a intra, să locuiască și ei acolo, și-au făcut în gunoi cu mâinile și s-au băgat acolo cu copii, cu tot, în care dimineața mai mult de jumătate au fost morți, au fost înghețați. La urmă au văzut, de acolo a început cel mai mare haos, cea mai mare, cum să spui, răutate. Nu au văzut și ei că unde au ajuns. Au încercat să supraviețuiască în iarna respectivă. Mulți au început să moară. Trebuiau îngropați, îngropau în gropi comune câte 4, 5, 6, depinde cum mureau.